Alena Milovanov este administratorul unei firme care se ocupă de import și export de mărfuri. O întâmplare fericită a adus-o față în față cu investitori străini, care au invitat-o să facă un stagiu pentru firma lor. Femeia spune că este important ca tinerii să folosească șansele care li se pun la dispoziție. Alena Milovanov apreciază impactul pe care îl are Uniunea Europeană asupra tinerilor din țara noastră. Fiecare persoană își face această șansă chiar cu mâinile sale, da, numai decât. Deci, calitățile de bază, cred că nu formația într-un domeniu sau altul, calitățile sunt decisive în succesul în viață și în afacerea care o ai și care ți-o dorești să faci. Este de mirare, într-adevăr, că din alte țări vin cineva la noi să ne susțină și să ne încurajeze să rămânem la noi și să facem ceva în țara noastră. Reprezentanții Uniunii Europene din Moldova sunt convinși că astfel de forumuri sunt necesare pentru a contribui la soluționarea problemelor sociale pe care le are țara noastră. Moldova has difficulties to provide the labor market with good and sufficient labor force. The reasons are migration, brain drain, low internal mobility, but also an education system that is not in line with the needs of the labor market. Ambasadorul Franței la Chișinău este optimist și spune că forumul va contribui și la dezvoltarea economiei din țara noastră. Je vois d'ailleurs dans cette évolution le signe de ce que doit être vraiment la francophonie, c'est-à-dire une réalité ouverte à la pluralité des langues et des cultures, et un vecteur d'échange dans tous les domaines, notamment économiques. Viceministrul economiei, Cristina Boaghi, susține că guvernul va contribui la încadrarea în mediul de afaceri a învățământului profesional tehnic. În ultima perioadă, instituțiile de învățământ profesional tehnic și-au pierdut din atractivitate și doar acei elevi care au mai puțin reușite în cadrul unui liceu și doar acei elevi care nu puteau accede într-o universitate pentru a-și urma studiile în cadrul unei facultăți de prestigiu alegeau să meargă în școlile profesionale să-și continue studiile. Noi astăzi ne dorim ca instituțiile de învățământ profesional tehnice să fie conectate la mediul de afaceri. Vizitatorii forumului spun că au foarte multe speranțe legate de acest eveniment. Vreau să-mi găsesc ceva de muncă, de lucru, manager în transport, ceva. Și am fost la o companie Dalser și mi-a plăcut foarte tare, foarte bine și trebuie de organizat. Asta, adică companiile cele mai mari, să fie absolvenți de la diferite universități, academii, să vadă ce posibilități au. Sunt mai multe companii străine și așa cum sunt student în anul 2, deja mă gândesc la un stagiu. Sunt student în traduceri și caut un stagiu profesional în traduceri și mă gândesc că azi posibil să găsesc ceva. Este primul forum european și mă bucur foarte mult. Este o oportunitate foarte bună pentru studenți care își caută de lucru în străinătate sau stagiu. Într-adevăr, este ceva nou, dar ceva foarte util pentru noi, pentru moldoveni. Eu pentru prima oară vin și îmi pare destul de un lucru foarte bun pentru noi, tinerii mai ales, ca să putem să ne angajăm. Unde ați vrea să munciți? După specialitate, ca bucătar, ca în sfera restaurantelor. Am venit pentru a căuta un loc de muncă, pentru a afla, nu un loc de muncă, un loc de stagiere peste hotare, pentru a afla mai multe despre companiile care dau asemenea locuri și așteptări. Nu știu, vedem parcurs. În cadrul Forumului European al Angajatorilor au fost prezente peste 20 de companii europene și din Republica Moldova.